Bun găsit la Prima News, doamnelor, domnilor. Este ora 12 și începem cu titlurile orei. Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că a luat semnături de la Rareș Hopincă și Cătălin Cârstoiu pe lista USR pentru alegerile locale, iar în schimbul a două semnături PSD-PNL a dat și el o semnătură USR, precizând că este un echilibru corect. Reprezentanții autorității electorale permanente au precizat că numărul total al cetățenilor cu drept de vot înscriși în registrul electoral la data de 31 martie este de peste 18.965.000 de persoane, cu aproape 24.500 de alegători mai mulți față de ultima informare de la sfârșitul lunii februarie. Situație îngrijorătoare în ceea ce privește sănătatea locuitorilor în mediul rural. Coordonatorul programului Sănătatea Mamei și a Copilului din cadrul Salvați Copiii, Silvia Burcea, a tras un semnal de alarmă privind medicii de familie în mediul rural. Potrivit acesteia, 53% din localitățile din mediul rural nu au un medic de familie sau au medici insuficienți. Tot în mediul rural sunt medici de familie care deservesc 10.000 de pacienți. Curtea de apel Constanța este așteptată să decidă marți cu privire la solicitarea parchetului de pe lângă judecătoria Mangalia de strămutarea dosarului în care este judecat Vlad Pascu, autorul accidentului mortal de la 2 mai. Pe data de 4 aprilie urmează un nou termen în procesul de fond. Situație de criză la o școală finlandeză. Mai multe persoane au fost rănite într-un atac armat într-o școală la Vanta, o localitate situată la nord de Helsinki, iar un suspect a fost arestat potrivit primelor elemente difuzate de poliția finlandeză, relatează AFP. Există răniți în atacul armat, suspectul se află în arest preventiv, anunță poliția mobilizată la fața locului. Procurorii europeni din instituția condusă de Laura Codruța Chioveși investighează acuzații de încălcare a legii în legătură cu negocierile pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și directorul general al companiei Pfizer le-au avut pentru livrarea de vaccinuri anti-COVID-19, a declarat pentru Politico un purtător de cuvânt al biroului procurorului din Liege, citat de news.ro. Anchetatorii de la parchetul european au preluat ancheta de la procurorii belgieni, care o investigau de câteva luni pe Ursula von der Leyen în legătură cu interferența în funcții publice, distrugerea de SMS-uri, corupție și conflict de interese, potrivit unor documente legale consultate de Politico. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, afirmă că acesta ridică mai multe întrebări fundamentale cu privire la relațiile Ucraina-NATO. El mai spune că industria ucraineană de apărare trebuie să producă exact ceea ce cere războiul, în cantitate necesară și în timp util, în funcție de necesități, și că dronele vor fi unul dintre factorii decisivi pentru victoria în acest război. Continuăm cu sport. Dinamo a încheiat la egalitate, scor 1-1 cu Petrolul Ploiești, în etapa a doua din play-out-ul Superligii. Pentru Dinamo a marcat Moura, iar pentru Petrolul a punctat Grozav în minutul 90+13. Sferturile de finală ale Cupei României încep marți cu meciul Corvinul Hunedoara CFR Cluj de la 19:30. Partida va fi transmisă pe Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. Vă reamintesc că toate golurile și fazele importante din Cupa României pot fi urmărite în format live video pe primasport.ro. Continuăm cu informațiile meteo. O avertizare cod portocaliu de vânt puternic care vizează 19 județe și municipiul București a intrat în vigoare marți dimineață la ora 8, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vremea se va răci, mai ales în regiunile intracarpatice, unde valorile termice se vor apropia de cele normale acestei perioade. Va ploua în Maramureș și local în Crișana și Transilvania. La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 27 de grade, iar cele minime se vor situa între 2 și 10 grade.
Discutăm, doamnelor, domnilor, despre temele politice, discuțiile din coaliție, cum își împart partidele aflate la putere țara, cel puțin orașele, acolo unde sunt administrații sau sunt primari de altă culoare politică, primariul SR, de exemplu. Și avem o întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă. Cât de democratic este faptul că PSD și PNL, cele mai mari partide din țară, își împart harta acolo unde sunt primari de la alte organizații? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră și revenim în foarte scurt timp la dezbatere. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor. Vă prezint invitații de la această oră din partea Partidului Social Democrat. Florian Bodog este alături de noi. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bine v-am regăsit la Prima News. Mulțumesc pentru invitație. Bine v-am găsit. Din partea Partidului Național Liberal, Tănase Stamule, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bine v-am regăsit. Bună de asemenea. Ziua. Ne-am auzit de curând. Bun. Bun, domnule Bodog, o să încep cu dumneavoastră. Ieri au fost alte discuții în coaliție vis-a-vis de orașe. Pare că s-au blocat puțin discuțiile la Bacău. Până la urmă s-a deblocat situația? Nu am această informație, doar că știu că tot ceea ce s-a decis în coaliție, acolo unde au fost discuții pe această temă, s-au reluat aceste discuții și se vor debloca. Bun, dar care a fost obiectul discuțiilor? Pentru că înțeleg că pe primăriile de sector erau tranșate lucrurile, au rămas câteva orașe de împărțit acolo unde eventual sunt administrații, nu știu, USR, să zicem. Acum nu e vorba de împărțit, ci e vorba de folosit-o de sau de definit o strategie comună de campanie, o strategie și să avem candidat care să fie susținut de ambele partide din coaliție. Asta era practic discuția. Și, mă rog, au fost sensibilități locale, cum ați văzut și la Timișoara și la București, în unele locuri, dar toate acestea se vor aplana aceste sensibilități, pentru că interesul nostru este să avem clienți care să avem candidați care să fie bine primiți de către alegători și să fie buni gospodari. Asta e important, cel mai important lucru. Apropo de situația de la Timiș, domnule Stamule, înțeleg că Alin Nica, demis de la șefia PNL Timiș, va intra în partidul pe Forța Dreptei, în partidul lui Ludovic Orban. Deci trăim într-o democrație, fiecare are dreptul să facă ce vrea. Noi am hotărât să mergem împreună cu partenerii de coaliție la Timiș. Domnul Alin Nica a pierdut un număr foarte mare de primari, tocmai dintr-o incapacitate de a gestiona situația de la Timiș. Și pe valoarea noastră a fost că e corect să candidăm în felul acesta Consiliul Județean la PSD și primăria municipiului. Și are mai multe șanse domnul Simonis la Timiș? Dar o să vedem. Până la urmă, cetățenii sunt suverani, votanții sunt suverani, o să vedem și ne-a avut dreptate până la urmă. La sfârșitul lunii, la jumătatea lunii iunie, cetățenii vor vota și vor decide unde a fost mai bine. Domnul Simonis joacă cu șansă. Colegii de la PSD au insistat foarte mult pentru domnul Simon și noi insistăm în alte părți, cum noi am insistat pentru domnul Scripcar și pentru alte candidaturi. Deci, nu e, când ei sunt anumite locuri în România unde există primarul SR, unde am decis să facem acest tip de alianță. În rest, ne batem în general PNL contra PSD cam în toate județele. Cu mici excepții, Bacău, Brașov, Timișoara. Și mai este o discuție dacă vom avea candidaturi comune la Mureș și Satu Mare, pentru că candidatura comunică strânge votul românesc și asta dă șanse candidaților români. Și aici sunt colegii de la PSD care sunt foarte hotărâți, dar noi susținem candidaturile comune și la Mureș și la Satu Mare. De ce nu sunteți hotărâți, domnule Bodog? Aici nu-i vorba de hotărâre. Eu, de exemplu, aș fi de acord să facem și la Oradea o astfel de alianță, doar că nu, nici nu s-a pus în discuție. Acum trec peste partea amuzantă a lucrurilor. Eu cred că
peste tot unde nu a existat o astfel de colaborare sau unde a fost o poziție de față între PSD și PNL, există sensibilități locale care, mă rog, și istorii locale care sunt mai puțin cunoscute și mai puțin simțite la centru, dar toate aceste lucruri pot fi, zic eu, rezolvate și se poate găsi o soluție în așa fel încât candidații pe care îi propunem să aibă prima șansă. Asta cred că e cel mai important lucru. Pe așa și la Timișoara erau niște lupte clasice între PSD și PNL. Cu siguranță, însă, după cum ați văzut, lucrurile s-a găsit o rezolvare și eu cred că asta este în favoarea alegătorului și în favoarea coaliției până la urmă. Deci să nu ne curajăm. Dar până la urmă, cum va fi lupta asta electorală, domnule Bodog? Pentru că înțeleg că în anumite, cele mai multe dintre județe, veți merge separați, practic. Adică va fi clasica luptă între stânga și dreapta, între PSD și PNL. Asta pentru alegerile locale, pentru alegerile europarlamentare, aleșii care se luptă pentru scaunul de primar sau pentru scaunul de președinte de CJ, vor trebui să facă front comun și să facă campanie pentru europarlamentare. După care să se lupte pe temele locale. Excelentă întrebarea dumneavoastră, pentru că și noi ne-am pus această întrebare și oamenii ne-au pus această întrebare, cum vom proceda în momentul în care ne ducem la alegători și le spunem da, pentru locale votați pe lista PSD, respectiv PNL, iar pentru europarlamentare votați lista comună. E simplu. Ne dorim să avem o Europa în care să existe parlamentari care să nu gireze extremism, care să nu gireze neomarxism, care să nu, ca să fiu foarte rezervat în ceea ce spun, să nu gireze extremism din toate punctele de vedere și pe de altă parte la nivel guvernamental există această colaborare și probabil că va și rămâne această colaborare la nivel guvernamental. Așa trebuie să le explicăm oamenilor și așa am început să le explicăm și nu, eu n-am întâlnit, cu mici excepții, nu pot să zic că am întâlnit situații în care oamenii să dea rejet la ceea ce spunem noi în legătură cu acest lucru. Cred oamenii în pericolul ăsta al extremismului, că am mai auzit argumentul ăsta din partea coaliției legat de lupta asta împotriva extremismului. Acum, știm și la ce partide fac referire sau faceți referire. Acum, știți cum este. Oamenii, unii dintre ei chiar pun întrebări cu privire la ceea ce se întâmplă, își exprimă îngrijorarea cu privire la acest lucru. Să știți că oamenii sunt foarte sensibili la astfel de subiecte și de multe ori în întâlnirile pe care le-am avut, oamenii, indiferent că sunt din zona urbană sau din zona rurală, au această temere să nu alunecăm într-o direcție nepotrivită. Nu, da, știți de ce vă întreb asta? Am auzit și această teorie. Sunt unii care spun, domnule, eu o să votez cu partidul X sau cu partidul Y ca să vadă și eu europenii ce înseamnă să ai un astfel de partid în țară. Dar alți gândim de genul ăsta, încercăm să le combatem. Nu, dar vă întreb acest lucru pentru că atât PSD, mai ales PSD, cât și PNL, au un electorat foarte bine disciplinat și mă gândesc că e destul de complicat de convins electoratul după ani de zile de lupte cu Partidul Național Liberal să voteze acum pe listele, chiar și pentru europarlamentare, să-l voteze pe, Rareș Bogdan, de exemplu. Știți cum e? La momentul la care votăm o listă comună, cred că PSD-ul se va uita la candidații PSD-ului puși pe listă și PNL-ul se va uita la candidații lor. Pentru că altfel, într-adevăr, e destul de greu să treci peste tot ceea ce ai simțit și împotriva ceea ce ai oarecum luptat de-a lungul timpului. Însă
așa cum ați văzut, există o împărțire pe lista candidaților și cred că în momentul în care, votăm trebuie să ne, uităm la candidații pe care îi susținem noi și care sunt pe listă. Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Stamule, cum va arăta lupta asta, cel puțin acolo unde nu sunt candidați comuni? Ei, va fi o luptă cum a fost în toate campaniile, între cele două partide, de exemplu, la Constanța, la Tulcea, la Giurgiu, la Iași. Deci tot e luptă. Deci noi sunt excepții județele unde nu e luptă între PNL și PSD. Deci noi, la nivel local, nu avem această coaliție și ne luptăm. Deci această coaliție funcționează în București, în Bacău, deci în general unde există primari de la alte partide și nu de la PSD și PNL. Deci București, Bacău, Brașov, Timișoara. Și deci pentru europarlamentare? Legat de UDMR. Pentru europarlamentare, ambii candidați de la ambele partide vor îndemna susținătorii lor să voteze această listă comună. Noi, toți europarlamentarii, merg la Bruxelles să reprezinte interesele României, în primul rând. Chiar dacă fac parte din familii politice diferite, toți trebuie să lupte pentru România. Și ăsta este un semnal că noi trimitem acolo oameni care să lupte pentru țara noastră. Da, pentru că îl ascultam și a fost congresul PP la București și îl ascultam pe Manfred Weber, pe șeful PP, spunând că și la nivel european va fi aceeași luptă între socialiști și, și PP. Păi, este aceeași dar a ținut discursul ăsta într-o țară în care socialdemocrații sunt la putere cu principalul partid din PP, adică din partea României. Deci, și în Germania timp de 12 ani a fost o mare coaliție și nu s-a întâmplat nimic. La alegeri s-au bătut. Deci nu cred că e relevant acest lucru. Mari coaliții au existat întotdeauna și o să continue să existe, mai ales în momentele de criză, cum sunt acestea prin care trecem. Avem război foarte aproape. Sigur că lumea, uite, a găsit o dronă la noi în țară. Avansează armata rusă în fiecare zi. Deci, ca să trecem mai repede prin toate, și mai ușor prin toate crizele prin care am trecut ultimii ani, de la criza energetică, la emigrație, la tot ce înseamnă situația cauzată de război, a fost nevoie de această coaliție. Pentru că dacă noi și cu PSD-ul ne băteam cu toate forțele în ultimii ani, era o ruptură socială uriașă. În așa fel, a fost mai liniște pe partea politică și am putut să gestionăm mai bine crizele. Sigur că colegii din opoziție spun, domnule, că nu e adevărat, dar uitați-vă, țara a mers înainte. Avem a treia tranșă din PNRR care vine să construiască autostrăzi, că tot se avansează în toate direcțiile. Sigur că avem și minusuri, că nu suntem, să zicem așa, nu ne-am luat din dragoste, dar înaintăm în cât de cât liniște. Și nu e un război total între noi care... Uitați-vă bulgarii. Bine, acum știți cum e, războiul ăsta este și nu este, adică la centru, da, pare că există înțelegere, însă sunt multe locuri în teritoriu, ați dat și dumneavoastră câteva exemple, Iașu, și inclusiv Timișoara a fost un punct de genul ăsta. Deci noi nu am făcut această alianță pentru că nu mai puteam de dragoste în față de alții. Am făcut-o pentru că România trecea prin câteva crize multiple și a fost nevoie ca cele două mari partide ale României să se alieze ca să calmeze situația într-un context foarte dificil. Da, va fi interesant să vedem cum va reuși PNL să își convingă electoratul, având în vedere că la ultimele alegeri, ideea de dreapta a câștigat în România, dacă stăm să ne gândim. Domnule Stamule. Da, am câștigat ideea de dreapta. A fost un context în care s-au dus alegerile. Să vedem ce va fi la toamnă. Deci nu are rost să facem acum previziune. Noi am făcut o alianță pentru europarlamentare și le spun cu alții de câteva localități din țară. În rest este tot o bătălie între dreapta și stânga. Da. Cum, domnule Bodogo, ultima întrebare. Credeți că va crește îndeajuns de mult candidatul pentru primăria capitalei până la alegeri? Și dacă da, mai are timp să vină și cu un proiect? Că până acum n-am auzit decât niște lucruri, domnule, ce n-a făcut bine Nicușor,
ce n-a făcut bine Nicușor Dan, ce îi lipsește Bucureștiului, dar nu vedem un proiect, un proiect consistent pe care să-l și dezbatem la televizor. De acum, proiectul va apărea în momentul în care, cred că până în momentul în care se va face înregistrarea domniei sale oficială ca și candidat, va apărea și proiectul. Asta nu e o problemă. Proiectul, practic, se lucrează de către candidat împreună cu echipa domniei sale și se lucrează și pe baza discuțiilor pe care le are cu cetățenii, pentru că nu trebuie să negăm acest lucru. Domnul profesor Cristoiu nu este un om politic care să fie avut contact nemijlocit cu alegătorii până acum. Și ăsta, cred, este și motivul pentru care îl vedeți în public, pentru care îl vedeți la multe întâlniri, culege și idei, culege și probleme și cred că asta e un program de campanie electorală corect elaborat, bazat pe nevoile pe care le găsesc în teritoriu. Da. Bun. La Oradea, domnule Bodoc, care e situația așa înainte de alegeri? Cum simțiți pulsul? La Oradea avem, ambele organizații sunt președinți noi. La Consiliul Județean, din partea PSD, va candida domnul profesor Aurel Mohan, iar la primărie va candida domnul Adrian Matar, care este și liderul consilierilor locali PSD. Dacă puteți să vorbiți puțin mai în telefon, că se aude îngreunat așa. Vom încerca să luăm un scor cât mai bun în ceea ce privește consilierii și să obținem măcar una dintre funcțiile de președinte sau primar. Bun, și m-aș întoarce puțin la ideea de dreapta, domnule Stamule, asta ca ultimă idee. Ziceți-ne și nouă, bă, că ideea de dreapta a câștigat în România un proiect serios de educare înspre antreprenoriat sau un proiect în care să se simtă ideea de dreapta la guvernare, pentru că pare așa doar opusul stângii, dar în rest ziceți-mi deci, câteva proiecte. Deci, Partidul Liberal susține fără echivoc păstrarea cotei unice. Și asta s-a văzut în toate discuțiile publice legate de eventualitatea impozitării progresive. Noi ne opunem total la creșterea impozitării pe muncă. Vă opuneți la ce? Că nu s-a auzit foarte bine. La impozitarea progresivă, la creșterea taxelor pentru oamenii care muncesc mai mult. Asta, dacă nu eram noi la guvernare, colegii de coaliție ne susțin impozitarea progresivă. Doi, noi susținem să rămână pilonul 2, așa cum e ce am citit, crescut contribuția pe omul 2, pentru că noi considerăm că pentru sustenabilitatea sistemului de pensii e bine ca oamenii să economisească prin pilonul 2. Asta este altă chestie de dreapta, fără pe care, iarăși, dacă nu eram noi la guvernare, pilonul 2 probabil să se părta în pilonul 1. Și 3, tot noi am susținut prelungirea și rezistența guvernului la tot ce înseamnă desfințarea facilităților pentru INN-uri. Deci aceste 3, chiar dacă au mai fost toate din excepții, s-au menținut aceste ecosisteme datorită prezenții Partidului Național Liberal în coaliția de guvernare. Și astea sunt măsuri concrete de dreapta, fără dezbatere legate, nu mai spun de efortul liderilor noștri pentru Schengen, coordonat tot de către ministrul și de interne, domnul Pretoiu, altfel, domnul Podea, în trecut, care echipa noastră și la fel și cu echipa de la Ministerul de Externe, noi am avut tot ce înseamnă coordonarea pe partea de Schengen și uitați că am reușit prima etapă și probabil că vreau să închidem toată discuția cu Schengen. Deci toate acestea sunt politici ale Partidului Național Liberal pe care le prezintă transparent cetățenilor. Și avem și altele, pentru că pe partea de educație, că știți că educația financiară a fost inclusă în proiectul comun, astfel încât copiii noștri o să învețe la școală tot educație financiară, iarăși este un proiect al Partidului Național Liberal susținut de președintele Iohannis. Deci avem o schimbare a ecosistemului de educație datorat Partidului Național Liberal. Deci foarte puțin el meu vorbește cât au crescut veniturile, că pentru prima dată în ultimii 30 de ani absolvenții cei mai buni doresc să rămână în învățământ. În anii 80 nu s-a mai întâmplat așa ceva.
Noi astăzi, datorită noi salarizări, din învățământ, putem să ne ținem cei mai buni copii în învățământ și să oferim o perspectivă de creștere profesională în învățământ. Dar pe fundul de cei mai buni, în timp se va schimba în bine și calitatea învățământului din România. Da. Deci, toate acestea au fost făcute prin Partidul Național Liberal și oamenii pe care are în guvern. Nu da. Mai cu Neptun VIP, alt proiect care este 100% al Partidul Național Liberal. Deci a fost inițiativa guvernului Ciucă să cumpere RomGaz contribuție Exxon. Astăzi 50% din gaz de la Marea Neagră este deținut de RomGaz, companie românească. Tot ce înseamnă exploatarea de la Marea Neagră a fost coordonată și este în continuare de miniștri liberali. Deci partidul nostru are o grămadă de proiecte pe care le poate prezenta cetățenilor, proiecte de dreapta, proiecte care se ajută la sustenabilitatea economică a României și cu care ne mândrim. Da, o să vă mai invităm poate să dezbatem proiectele acestea de care spuneați, pentru că sunt câteva semne de întrebare, pentru că au mai crescut și taxe, adică mi-ați prezentat lucrurile bune, dar acum ați făcut și multe compromisuri. Adică discuția să crești salariile profesorilor cu 50% și să nu crești o taxă este utopică, deci... Credem că de unde să crească salariile dacă nu crești puțin taxe? Păi, dar stați puțin că e o diferență. Stați puțin că a fost o promisiune că le crește salariile cu 40-50%. În realitate le-a crescut cu 13% și mai urmează încă 7% pe la jumătatea anului. A crescut anul trecut cu 13%. Vorbim acum, promisiunea este din iunie anul trecut. Cumulat a fost este deja 40%. Urmează încă 7%. Deci vorbim în ultimele 13 luni, nu ce a crescut la începutul anului ăsta. Prima creștere a fost în vara anului trecut, a urmat acum în ianuarie și mai urmează în iunie. Deci cumulat în 12 luni este o creștere foarte consistentă din învățământ. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc, domnule Stamule, vă mai așteptăm la Prima News. Discutăm în minutele rămase cu Cristian Pârvulescu, politologul Cristian Pârvulescu. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Pârvulescu, aș vrea să intrăm puțin în zona de analiză. Așa, cum vedeți tot ce se întâmplă? Sunt foarte mulți analiști care spun că, domnule, ce fac acum cele două mari partide din România, cele două mari partide aflate la guvernare, n-ar fi chiar atât de democratic dacă stăm să ne gândim că în puținele locuri unde mai sunt administrații de altă culoare politică, cele două mari partide defilează împreună, maximizându-și astfel șansele de câștig în zonele respective, o să avem la final de 2024 o hartă colorată în galben și roșu, poate cu puține pete de verde, așa pe acolo pe unde mai sunt administrații UDMR, că acolo sunt destul de consecvente. Așa. Vom avea exact aceeași hartă pe care o avem acum, cu câteva mici diferențe, pentru că, în realitate, sistemul electoral de la alegerile locale, în special alegerea primarului și președintelui de Consiliu Județean într-un singur tur, avantajează pe cei care sunt deja în funcție. Cu excepția orașelor mari unde există competiție și unele orașe mijlocii, în rest competiția este minimă, ea se întâmplă doar atunci când există un candidat și nu un partid, un candidat care este într-adevăr interesat să câștige și face eforturi supraomenești pentru a putea contrabalansa contra candidatul advers. Nu există o dezbatere ideologică în România, asta este și motivul pentru care primarii nu acum, nu în urmă cu 4 ani, ci din totdeauna în România trec de la un partid la altul. Pentru că mulți vorbesc despre migrația politică ca despre un fenomen care ar fi apărut acum, ori migrația politică există de când există politică în România. Primul președinte al Partidului Național Liberal, că tot vorbeați cu domnul Stamule mai devreme, Costache Epureanu, la convenția de la Mazar Pașa ales în 1875, a fost și primul președinte al Partidului Conservator 5 ani mai târziu. Și pe vremea aceea era vot universal,
dar asta nu l-a împiedicat să treacă de la un partid la altul, pentru că știa cum se organizează un partid conservator, nu avea această știință, pentru că era un liberal moderat care nu s-a simțit bine în Partidul Liberal al lui Brătianu. Adică multe lucruri din cele pe care le constatăm și astăzi când vedem că primarii trec dintr-o parte în alta, ideologia contează mai puțin în măsura în care există. Eu cred că dacă ați face o anchetă jurnalistică și ați întreba pe primari care este doctrina partidului lor, ați avea surprize foarte interesante. Habar n-au, vor inventa, dar vom avea, de fapt, în multe cazuri, aceeași situație precum cu Constantin Popescu, zis Piedone, care este de un populist debordant, pentru că singurul lucru care contează pentru primar este să ajungă la alegătorii care fac efortul de a merge la urnă. Dar cum ne explicăm avansul acestor populiști? Iată, după 30 și ceva de ani de la Revoluție, încă se mai uită oamenii la genul ăsta de mesaje și mai puțin la ce face persoana respectivă. Și mai puțin la doctrină care contează. Și mai puțin la doctrină, evident. Asta... Da. Naționalismul și populismul s-au împăcat bine, e ușor să manipulez oamenii, dar eu nu sunt dintre cei care cred că e vorba despre o manipulare în care cei care sunt manipulați sunt total inocenți. Pentru că există categorii populare care sunt nemulțumite. Dumneavoastră ați încercat să abordați la sfârșitul discuției cu reprezentantul PNL problema creșterii prețului, a inflației, a taxelor și așa mai departe. Evident, aceste lucruri sunt o realitate. Există grupuri sociale care sunt afectate în mai mare măsură, care în fel, din acest motiv se îndreaptă spre curentele populiste, fie că vorbim de naționalism, fie că vorbim de extremă dreaptă și alte curente, teoriile conspirației, toate acestea au explicație economică și socială. Nu e vorba doar de România, dumneavoastră mă întrebați cum de după 30 de ani oamenii se mai lasă induși în eroare, dar cum după 230 de ani în Statele Unite ale Americii, 235 de ani oamenii se mai lasă induși în eroare. Dar cum se întâmplă asta în multe state din Occident, de fapt nu se lasă induși în eroare, sunt nemulțumiți și încearcă să reacționeze în sensul sistemului politic împotriva celor pe care îi consideră vinovați. Iar la noi partidele sistem au încercat să se apere de acest lucru. E ușor să le acuzi că nu au respectat regulile democrației, dar în realitate au încercat să împiedice în felul acesta extremismul să creeze și mai multă instabilitate în România. Cum vă spuneam, de fapt nu se schimbă. Da, nu era mai corect sau nu era mai simplu să încerci să oprești avansul partidelor extremiste sau nu neapărat extremiste, partidelor antisistem, partidelor care au luat naștere pe un val de nemulțumire la adresa partidelor sau la adresa modului în care au guvernat până acum partidele. Fie că n-aș vrea să dăm neapărat nume, fie că ne referim la PSD, fie că ne referim la PNL, cine s-a mai perindat pe la guvernare. Adică n-ar fi mai simplu prin politici publice și prin ce facem să avem grijă să nu mai fie oamenii atât de nemulțumiți și atunci cred că se mai stopează și din avansul partidelor antisistem. Pentru că dacă ar merge lucrurile bine, nu cred că ar fi cel puțin, n-ar fi atât de multe nemulțumiri. Că nemulțumiri ar mai exista, n-ai cum să mulțumești chiar pe toată lumea, să fim serioși, dar cred că mai degrabă asta ar fi fost soluția, nu? Poate, dar cea mai simplă soluție e cea pe care au abordat-o și cea care produce cele mai clare efecte. Pentru că, vedeți dumneavoastră, populismul mizează enorm de mult pe emoție. Iar după crizele succesive care au avut loc, mă refer nu doar la criza economică de acum 15 ani, ci și la criza COVID, la războiul din Ucraina, de crize relativ recente, oamenii sunt foarte sensibili la emoții, au trăit o traumă. Și, din păcate, societatea românească nu este atât de rezilientă, pentru că prin reziliență nu înțelegem rezistență. Prin reziliență înțelegem capacitatea unui individ sau unui grup
de a depăși un moment dramatic, un moment tensionat, un moment care produce foarte multă tristețe. Ori crizele acestea au creat enorm de multe emoții, emoție negativă, iar ceilalți au știut să profite. Știți, politicile publice produc efecte în perioade lungi, nu produc efecte peste noapte. Domnul Stamule vorbea mai devreme de creșterea salariilor la profesori. În primul rând, ea s-a realizat în urma unor proteste, că de altă parte este absolut nesustenabilă. A fost făcută sub presiune, deci știți foarte bine, gaura la buget este imensă și crește și mai devreme sau mai târziu vom avea de plătit nota, pentru că între timp România se îndatorează, productivitatea României nu este atât de mare încât să permită aceste creșteri de salarii. Ați văzut economistul șef al Băncii Naționale, domnul Laza, ne avertizează că trăim mult peste posibilitățile noastre. Între timp, fiecare dintre noi, cei 21 de milioane de posesori de carte de identitate românească, deci inclusiv cei care nu trăiesc în România, avem o datorie de 10.000 de dolari, de 10.000 de euro, scuzați-mă, de plătit și ea crește în fiecare secundă pentru că nu există soluții economice miraculoase, iar guvernul încearcă să rezolve problema. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă partidele antisistem și mai ales populiști ar ajunge la guvernare. Ar fi nevoie de 5 bugete ale României actuale, corect, deci falimentul ar fi absolut sigur. Bun, vă mulțumesc, domnule Pârbulescu, nu vă mai reținem. Vă mai așteptăm la Prima News. Cu plăcere. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză. Acum revenim cu titlurile orei 13. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, titlurile orei 13. Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că a luat semnături de la Rareș Hopincă, prefectul capitalei, din partea Partidului Social Democrat și Cătălin Cârstoiu pe lista USR pentru alegerile locale, iar în schimbul a două semnături PSD-PNL a dat și el o semnătură a USR, precizând că este un echilibru corect. Premierul Marcel Ciolacu a declarat că în cazul în care, Doamne ferește, nu ajung pensiile la destinație din cauza unei greve la Poșta Română, crede că directorul Poștei va pleca. El a afirmat că a avut o discuție pe această temă și le-a transmis și ministrului și directorului Poștei să rezolve situația cât mai rapid. Alexandru Rafila a anunțat că circa 7 milioane de doze de vaccin anticovid-19 au fost distruse sau urmează să fie distruse în perioada următoare, iar 3 milioane de doze mai sunt în depozite. În ceea ce privește procesul intentat de Pfizer pentru vaccinurile pe care România a refuzat să le mai cumpere, ministrul Sănătății speră să se ajungă la o soluție negociată. Situație îngrijorătoare în ceea ce privește sănătatea locuitorilor din mediul rural. Coordonatorul programului Sănătatea Mamei și a Copilului din cadrul Salvați Copiii, Silvia Burcea, a tras un semnal de alarmă privind medicii de familie din mediul rural. Potrivit acesteia, 53% din localitățile din mediul rural nu au medic de familie sau au medici insuficienți. Tot în mediul rural sunt medici de familie care deservesc 10.000 de pacienți. Alertă la o școală finlandeză. Mai multe persoane au fost rănite într-un atac armat într-o școală la Vanta, o localitate situată la nord de Helsinki, iar un suspect a fost arestat potrivit primelor elemente difuzate de poliția finlandeză, relatează AFP. Există răniți în acest atac armat, suspectul se află în arest preventiv, anunță poliția mobilizată la fața locului. Procurorii europeni din instituția condusă de Laura Codruța Chioveși investighează acuzații de încălcare a legii în legătură cu negocierile pe care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și directorul general al companiei Pfizer le-au avut pentru livrarea de vaccinuri anticovid, a declarat pentru Politico un purtător de cuvânt al biroului procurorului din Liege, citat de news.ro. Anchetatorii de la parchetul european au preluat ancheta de la procurorii belgieni, care o investigau de câteva luni pe Ursula von der Leyen în legătură cu interferența în funcții publice, distrugerea de SMS-uri, corupție și conflict de interese, potrivit unor documente legale consultate de Politico. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a afirmat că acesta ridică mai multe întrebări fundamentale
cu privire la relațiile Ucraina-NATO. El mai spune că industria ucraineană de apărare trebuie să producă exact ceea ce cere războiul, în cantitatea necesară și în timp util, în funcție de necesități, și că dronele vor fi unul dintre factorii decisivi pentru victoria în acest război. Continuăm cu sport. Dinamo a încheiat la egalitate scor 1-1 cu Petrolul Ploiești în etapa a doua din play-out-ul Superligii. Pentru Dinamo a marcat Moura, iar pentru Petrolul a punctat Grozav în minutul 90+13. În sferturile de finală ale Cupei României, meciurile încep marți cu meciul Corvinul Hunedoara CFR Cluj de la 19:30. Partida va fi transmisă pe Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. Toate golurile și fazele importante din Cupa României pot fi urmărite în format live video pe primasport.ro. Continuăm cu informațiile meteo. Avertizare cod cu portocaliu de vânt puternic, care vizează 19 județe și municipiul București, a intrat în vigoare marți dimineață la ora 8, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vremea se va răci, mai ales în regiunile intracarpatice, unde valorile termice se vor apropia de cele normale acestei perioade. Va ploua în Maramureș și local în Crișana și Transilvania. La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 27 de grade, iar cele minime între 2 și 10 grade. Doamnelor, domnilor, discutăm despre puiul vopsit. Cine umblă cu puiul vopsit? Avem și o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Ce măsuri ar trebui să ia statul în cazul celor care vând carne vopsită? Vopsită fiind, evident, un termen metaforic. Nu ne referim la a vopsi, ca și cum ai vopsi un obiect sau ca și cum ai se poate obține carnea ceva mai colorată, chiar și prin alimentația păsărilor. Dezbatem acest subiect în minutele următoare. Pauză, ne întoarcem. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor. Vă spuneam înainte de pauză că abordăm în continuare subiectul puiului vopsit, așa cum a fost denumit și rostogolit subiectul în spațiul public. Se tot vorbește despre carne de pui vopsit. Acum vedem că au fost și alte nereguli găsite. Îl avem alături de noi pe Horia Constantinescu, deja fostul șef ANPC. Bun găsit, domnule Constantinescu, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, încă pentru aproape două săptămâni șeful ANPC în concediu. După aceea voi prezenta demisia în momentul în care toate rapoartele vor fi prezentate structurilor guvernamentale. Domnule Constantinescu, ANPC pare că și-a mai nuanțat puțin declarațiile. Este și un director din cadrul ANPC care spune că a fost ușor metaforic când vorbeați de puiul vopsit, de carne de pui vopsită. Dați-mi voie să explic în primul rând că nu toată industria, și n-am spus niciodată că toată industria se face vinovată de această situație. De asemenea, nu am spus că toată industria are pui contaminat cu salmonela. S-a dorit cumva răstălmăcirea a ceea ce am spus, tocmai pentru a genera și a distrage atenția de la lucrurile foarte periculoase, și aici fac referire, exact cum a fost și postarea mea, la contaminarea cu cele mai periculoase două tulpini de salmonela, și probabil din dorința unora dintre cei care ar fi trebuit să facă aceste verificări de a nu ne face atenți la această situație, a început rostogolirea celor pe care le-am spus eu, în așa fel încât să pară că am făcut tot felul de greșeli de exprimare. Metaforele puiul vopsit nu putea semăna decât cu cioara vopsită, și din dorința de a asociere acestor două expresii am folosit în așa fel încât să subliniez că astăzi există producători care aleg cu o formă de aditivare și nici de cum de hrănire ca pe vremuri, cum s-a insistat la un moment dat să se spună că prin hrănirea cu porumb puiul schimbă culoarea pielii, lucru care cred că face să râdă pe oricare dintre crescătorii de păsări de ogradă. Mi-ar fi plăcut să cred că dacă aș mânca fine o săptămână încep să-mi schimb culoarea în ștrumf, dar sunt convins că nu se poate acest lucru. Bun, acum sunt două chestiuni. Una e legată de salmonela și de tulpinile pe care le-ați spus, dar aici nu știu dacă
intră neapărat în atribuțiile ANPC. Da, bine, când ajung deja la vânzare în magazin, intră în atribuțiile ANPC, dar ca să nu ajungă la vânzare în spațiile comerciale, acolo nu ține neapărat de ANPC. O să dezbatem și subiectul cu salmonela în continuare. Însă legat de vopsea, de acum, evident să înțeleagă și cei de acasă, când zicem vopsit, nu ne referim neapărat la vopsit ca și cum ai vopsi un obiect sau ca și cum ai vopsi o mașină. Ne referim poate prin alimentație, prin tot felul de prafuri. S-a constatat până acum că acele prafuri ar fi, nu știu, poate nocive sau ar fi vreo problemă de siguranță de genul acesta? Cu siguranță nu, și nici n-am făcut această afirmație vreodată, în așa fel încât nu trebuie să vină o grămadă de aparenți specialiști ce ar fi trebuit să se ocupe de combaterea prezenței salmonelei pe piață, vin să spună că am spus tot felul de bazaconii. Postarea mea încă a rămas acolo și face strict referire la faptul că multe sau cele mai multe dintre gospodine își doresc să achiziționeze pentru familie produse de cea mai bună calitate. Ori în condițiile în care puii galben sunt și puțin mai scump la raft, dar singurul lor atribut este coloritul, trebuie să înțelegem că este un atentat la buzunarul și la așteptările consumatorilor, fiind vorba, în opinia mea, despre o practică comercială înșelătoare. Bun, și a fost retras în urma, după ce v-ați autosesizat, ați făcut și postarea respectivă, mai găsim pe rafturi pui îngălbenit, așa? Eu cred că da, dar trebuie să înțeleagă consumatorul că acum măcar este exact așa cum trebuie informat și va lua decizia de achiziționare acestor produse de plină cunoștință de cauză. Da. Am discutat cu cel care îmi ține locul, unul dintre vicepreședinți. Vom notifica Comisia Europeană cu privire la această întreagă situație și la faptul că autoritatea noastră ia în calcul emiterea unui ordin prin care toți producătorii ce aleg această variantă să pună avertizmente pe ambalaj. Acest pui este hrănit cu și în urma hrănirii are o altă culoare decât ar avea în mod tradițional, fiind vorba, așa cum se vede în fișa tehnică distribuită de mine, de un aditiv, să-i spunem, care exact acest obiectiv îl are. Să schimbe culoarea puiilor și atât, nu să-l vitaminizeze. Da. Vă mulțumesc, domnule Constantinescu, pentru toate intervenție. Bune. Bun, vă prezint, doamnelor, domnilor, ceilalți invitați de la această oră. L-avem tot prin telefon și îl salut pe Ovidiu Ghinea, realizator Agro TV, agricultura la raport. Salutare, Ovidiu. Salut, Andrei. Bun, și alături de mine în platou vicepreședintele ANSVSA, Ioan Oleleu. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație. Bun, acum sunt două subiecte diferite. A pornit de vreo săptămână, așa, poate chiar o săptămână jumătate, subiectul ăsta cu puiul vopsit. Acum a ajuns și treaba asta cu salmonela. I-am spus și domnului Constantinescu, acum... Da, după ce a ajuns pe raftul magazinelor puiul respectiv, poate e treaba ANPC-ului, dar să nu ajungă pe rafturi ar fi treaba ANSVSA. Cum s-a ajuns la această chestiune? Sigur, cred că cele două... Și bineînțeles, dacă doriți să-i răspundeți ceva, domnului Constantinescu... Cele două subiecte dezbătute de către dumneavoastră trebuie tratate în mod diferit. Stați puțin să vă schimbe colegii la valiera, că nu se aude sau nu e pornită. Ovidiu, tu cum vezi subiectul acesta până rezolvă colegii cu la valiera domnului Oleleu? Cred că domnul Horia a punctat foarte bine câteva aspecte. Mai degrabă mă duc către o practică înșelătoare care este în defavoarea cumpărătorului, cetățeanului de bună credință și a gospodinelor care tânjesc de foarte multe ori după produsele acelea țărănești, produse de casă. Cred că cei care au apelat la această tactică n-au făcut altceva decât să ne ducă în eroare. Acum, dacă substanțele aplicate și dacă vopseaua aceea nu e periculoasă pentru organism, cred că totul s-ar restrânge din punct de vedere economic, financiar, ca discuții și ca dezbatere în primul și în primul rând, dar de aici încolo
probabil că domnul Oleleu ne va aduce lămuriri, clarificări pe subiectul acum ăsta, pentru că fiecare dintre noi acum cred suntem că consumatori. Da, eu vă aud acum. Ne auzim bine, da? Da, 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 perfect. Da. Domnule Oleleu, vă rog. Sigur, spuneam bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Sunt două subiecte diferite, respectiv controlul microbiologic al cărnii de pasăre și al produselor alimentare la nivel național și la nivel european și acest subiect de, așa zis, pui colorat. Haideți să le luăm pe rând. Vă rog. Monitorizarea salmonelei la tot ceea ce înseamnă produsele alimentare de origine animală, în conceptul de monitorizare, în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene, face parte din strategia europeană și națională privind controlul microbiologic. Salmonela, spunea foarte bine un coleg, doctorul Păle, zilele trecute, de când a apărut puiul pe pământ, el a fost galben, dar eu pot să vă spun în continuare că în momentul când a apărut puiul pe pământ, s-a întâlnit instantaneu și cu salmonela. Existența salmonelei la nivelul aviculturii în România este și la nivel european este o chestiune care face ca această monitorizare și această verificare în direcția salmonelei să fie una foarte bine aplicată. Uh-huh. Acest lucru nu înseamnă că în anumite condiții, și am aici o situație la nivel european, nu se pot înregistra anumite tulpini care sunt și patogene, nu se pot înregistra în carnea de pasăre care, într-un fel sau altul, ajunge într-o zonă a comercializării. În momentul când se depistează, trebuie să știm foarte clar ce înseamnă monitorizarea acestui parametru la nivel național și la nivel european. Salmonela nu se monitorizează numai în carnea de pasăre. Salmonela se monitorizează în special pornind de la păsările vii, începând de la puiul de o zi, apoi înainte de sacrificare, fermierii, agenții economici au obligația de a recolta probe din halele care urmează să fie depopulate. Probele respective se examinează în laboratoarele sanitar-veterinare de la nivel județean. După sacrificarea puiilor în abatoare, are loc o nouă verificare a puiilor prin recoltări de probe și examinarea în două direcții. În cadrul programelor de autocontrol pe care le-au implementat agenții economici și, foarte important, în cadrul programului strategic care funcționează la nivel național, care este apanajul colegilor medicilor veterinari oficiali de stat. În momentul când se depistează o salmonelă care este declarabilă respectiv prezintă patogenitate, cele două tipuri, Typhimurimum și Enteritidis, se declanșează o alertă de către serviciile sanitar veterinare sau de către entitatea care a depistat această neconformitate, iar alerta este gestionată prin retragerea în regim de urgență de pe piață a tuturor produselor care sunt în anumite zone la comercializare. Și spre o exemplificare, în Germania, numărul, cum stăm și cum arată o fotografie, o radiografie a alertelor din acest punct de vedere la nivel european. Astăzi, la nivel de România, avem 4 și în curs de analiză două astfel de alerte. În Germania numărul este de 77, în Polonia este de 59, iar în Italia este de 49. Astfel că aceste cazuri de notificare pe sistemul de alertă rapid au rolul de a retrage în regim de urgență produsele care sunt la raft. Toată această chestiune a prezenței salmonelei în diferite produse alimentare, și aici vorbim de carnea de pasăre,
nu poate să fie comunicată într-un anumit fel decât instituțional. Atunci când Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor găsește, și aici, în urma analizelor de laborator, aș putea, spre exemplificare, să prezint un număr de probe, ceea ce reprezintă, de fapt, să vă faceți o idee asupra dimensiunii efortului pe care îl fac autoritățile, respectiv Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, pentru a monitoriza acest parametru. În cursul anului 2022-2023 au fost recoltate un număr de 67.000 de probe pe domeniul sănătății animalelor. Acest domeniu al sănătății animalelor se referă la păsările vii, pui de carne, care urmează să fie, care au făcut obiectul sacrificării în unitățile de abatorizare. Dintr-un total de 67.000 de probe, au fost înregistrate pozitive 686 de probe, iar serovariantele zoonotice relevante au fost în număr de 444. Acest lucru arată, pe de o parte, dimensiunea efortului care se face printr-un număr imens de mare de probe care se recoltează. Apoi e nevoie să interpretezi aceste rezultate pozitive sub aspect epidemiologic. Ce înseamnă acest lucru? Interpretarea sub aspect epidemiologic, practic, este făcută de către specialiști de mare clasă, pentru că România, pe acest domeniu, are două institute foarte puternice, care sunt, fără falsă modestie, sunt institute de referință la nivel național, respectiv Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală și Institutul de Igienă și Sănătate Publică. În momentul când îți apar în piață astfel de fenomene pozitive, studiul epidemiologic care se face pentru a prezenta care este gradul de risc în ceea ce privește consumatorul, este unul foarte bine definit de către regulamentele Uniunii Europene. Dacă ar fi să facem un calcul simplu, ce au însemnat aceste 686 de probe care sunt pozitive și de ce nu am comunicat sub forma unor, să spun așa, unor comunicate care să ducă consumatorul și populația într-o zonă a incertitudinii, a fost pentru că aceste analize epidemiologice care se fac de către institute și de către profesioniști ne-au arătat că ele nu reprezintă un pericol real pentru sănătatea consumatorului. De ce nu reprezintă un pericol real? Nu ajunge ca o salmonelă, chiar dacă vorbim de una patogenă, Enteritidis sau Typhimurimum, să producă automat și toxinfecția alimentară. Pentru că mai sunt câteva probleme. În primul rând e nevoie să vedem dacă acele tulpini au ajuns la acel grad de maturare, astfel încât ele, prin consum și prin probele care se fac mai departe, ele produc sau nu produc enterotoxine. Pentru că toate aceste produse, să spun așa, salmonele, au un grad destul de ridicat și de sensibilitate la temperatură. Ce înseamnă acest lucru? O salmonella Typhimurimum, care este tratată doar pentru o secundă la 75 de grade Celsius, se distruge instantaneu, efectiv, nu mai are nicio capacitate patogenică. Adică prin gătire, puiul respectiv. Absolut. Prin ceea ce înseamnă tratamentele termice, la nivel de gospodărie, la nivel de unități, toate aceste neconformități, respectiv prezențe, practic ele își pierd din patogenitate. Deci, cu toate acestea, intervenția, acasă, cu toate acestea, este absolut tehnice. Și eforturile pe care le facem noi ca și instituție, este absolut obligatoriu și este și responsabilitatea agenților economici
că aceste produse, respectiv carnea de pasăre, să nu conțină sub nicio formă această salmonelă, indiferent că vorbim de tulpinile care au patogenitate sau de cele care nu au patogenitate. Iar regulile sunt foarte clare, pentru că se declanșează anchete care definesc ceea ce înseamnă, în funcție de tipul de salmonelă, mobil sau imobil, definesc foarte clar acțiunile corective care se impun de la partea de comercializare și până la obținerea puiului de carne în unitățile de abatorizare. Pentru că aici avem două categorii. Sunt situații când, în urma analizelor epidemiologice, vorbim de criterii de siguranță sau sunt situații când vorbim de criterii doar de igienă, iar aceste diferențe nu le poate face nici vicepreședintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru siguranța alimentelor. Aceste diferențe și această strategie, aceste studii epidemiologice și soluțiile care le urmăm, le fac specialiștii din cadrul celor două institute pe care noi le avem în subordine. Din acest punct de vedere, ca și o concluzie, România ocupă și avicultura de la nivel național ocupă un loc de frunte în ceea ce privește conformitatea produselor respectiv a cărnii de pasăre sub aspect microbiologic. Acesta este motivul pentru care cantități tot mai mari de carne de pasăre fac obiectul schimburilor intracomunitare cu diferiți agenți din țări din Uniunea Europeană, dar și schimburi cu aceste produse au loc și în zona exporturilor de carne de pasăre, iar interesul diferitelor zone pentru carnea de pasăre din România este unul tot mai crescut. În concluzie, carnea de pasăre de la nivel național sub aspect microbiologic este perfect sigură, iar din consumul de carne de pasăre nu am înregistrat în ultima perioadă evenimente de toxinfecție alimentară datorită faptului că această carne ar fi fost contaminată sub o formă sau alta cu salmonella sau cu alt germen specific sau nespecific, patogeni ori nepatogeni. Bun, deci nici în cazul puiului, mă rog, cărnii găsite de inspectorii ANPC în hipermarketurile respective, nu era vorba de niște tulpini. Salmonella mai are câteva caracteristici microbiologice. Acesta este motivul pentru care e nevoie de aceste anchete epidemiologice care se fac. Există posibilitatea ca la o simplă recoltare să fie prezentă, iar la o altă recoltare, datorită faptului că prezența ei este în cuiburi sau are posibilitatea să fie doar la suprafață, fără să fi migrat în profunzime, depistarea salmonelei este un proces, pe de o parte, destul de important, dar definitoriu este ancheta epidemiologică, măsurile care trebuie să se ia în ceea ce înseamnă păstrarea, până la urmă, a siguranței alimentare la nivel național. Iar din acest punct de vedere, pe tot lanțul de producție, pornind de la puii de o zi, la creșterea puiului în halele special amenajate, transportul foarte important, transportul puiilor spre abatorizare, abatorizarea, unitățile de abatorizare de la nivel de România pot să rivalizeze și rivalizează cu foarte multe unități de top din Uniunea Europeană și apoi păstrarea și respectarea condițiilor de vânzare în unitățile unde se poate comercializa, se poate vinde această carne de pasăre. Bun, Ovidiu, cum ajung totuși? Vedem un număr foarte mare și o luptă destul de mare cu testarea. Ceea ce privește, am făcut referire doar la ceea ce privește monitorizarea în zona sănătății animalelor, respectiv a puilor de carne. Situația, pentru exemplificare, situația în după ce carnea a fost obținută și procesată în unitățile de abatorizare,
Numărul probelor recoltate în anul 2022 este 207.457.000 de probe. Aceasta este dimensiunea efortului pe care o fac serviciile sanitar veterinare, dintre care necorespunzătoare 451 de probe au fost probe necorespunzătoare și un număr de peste 170 de probe. Într-adevăr, au fost probe unde a fost depistată, au fost depistate serotipurile cu patogenitate, respectiv enteritidis și tifi murimum. Deci am avut astfel de cazuri, știm foarte bine să gestionăm prin profesioniștii din teritoriu, ceea ce înseamnă apariția într-o zonă sau alta a acestui fenomen pe care astăzi, de care astăzi foarte multă lume vorbește, salmonella. Salmonella nu a apărut și nu este de ieri și de astăzi. România are profesioniști în teritoriu, atât în zona de creștere a animalelor, a păsărilor, cât și în zona de siguranță a alimentelor, iar discuții de modul cum se monitorizează acest subiect, cred că trebuie să fie apanajul acelor instituții care au în dreptul lor, cu claritate, obligații date de către statul român. Te rog, Ovidiu. Da, ascultându-l pe domnul vicepreședinte Oleleu, descoper câteva lucruri bune. Faptul că ANSVSA prin DSV-urile județene își fac datoria, în ciuda acestor probleme la nivel european, la nivel global, România e o țară sigură din punctul ăsta de vedere și ne-a ferit Dumnezeu de foarte multe probleme din vreau să vă spun ceva, poate în premieră, dar vă spun în calitate de medic veterinar care lucrează în domeniul siguranței alimentelor de mulți ani și am parcurs toate palierele acestei frumoase profesii. Să ferească Dumnezeu omenirea, dar și consumatorii români, ca în carnea de pasăre să nu mai găsim salmonella. Pentru că în condițiile în care, cum vă explicați că țări foarte importante cu tehnologie bună pusă la punct au un număr mare, poate chiar mai mare, de probe de salmonella în produsele din pasăre. Pentru că altfel ar exista un alt mare pericol, care într-adevăr este un alt subiect, acela al antimicrobienelor, unde este o luptă pe care o ducem noi, serviciile sanitar-veterinare, în sensul siguranței alimentelor la nivel național. Deci această problemă, acest aspect respectiv, salmonella ca și criteriu de siguranță sau ca și criteriu de igienă, este unul stăpânit la nivel național. Iar ca și o concluzie la ceea ce înseamnă o viziune pe o anchetă epidemiologică, ar trebui să vedem dacă avem evenimente, respectiv toxinfecții alimentare datorate consumului de carne de pasăre care conține acest parametru, respectiv salmonella. Te rog, Ovidiu. Pe mine, ca și cetățean, mă interesează să știu că atunci când merg să cumpăr un produs, respectivul e sigur și nu pot să-mi pun întrebarea că poate, alegând de pe raftul unui magazin autorizat, evident că despre asta vorbim, nu, dacă alegem să cumpărăm de la colțul străzii, atunci riscul ne aparține în totalitate. Important e ca cetățeanul să aibă încredere și să știe că autoritățile își fac treaba până când el merge cu produsul către casă. De acolo e riscul fiecăruia ce face cu alimentul respectiv, cum îl reușește să refrigereze, să îl țină sub control, dar autoritățile trebuie să ne dea nouă siguranță că
atunci când există astfel de situații, spețe de genul ăsta sunt vigilente, ele nu vor dispărea niciodată, indiferent de ce țară, de ce stat vorbim, tot timpul vor fi oameni, indivizi care vor încerca să câștige banii mai ușor și să păcălească vigilența autorităților. E un subiect care probabil ușor, ușor se va închide, dar iată că și presa nu face altceva decât să semnaleze astfel de comportamente, spun eu, mai mult decât îndoielnice ale unor, așa zici, producători consacrați. Pentru că am văzut că marfa asta nu venea de la un abator necunoscut. Sunt firme mari care probabil au găsit acest debușeu de a păcăli cumpărătorii și de a le scoate mai mulți bani din buzunar pentru o simplă culoare dată de o substanță anume. Da, bun. Acum asta voiam pe final, mai avem 5 minute, o întrebare pe fiecare, pentru fiecare invitat și pe subiectul ăsta cu puiul vopsii dincolo de salmonela. Din punct de vedere al ANSVSA există niște comunicate că este totul legal. Asta cu am dat și pe titlul, dacă nu mă înșel, că se face legal. Există vreun risc prin folosirea acestor substanțe pentru mine, consumator? În ceea ce privește domeniul de siguranță a alimentelor, respectiv siguranța pentru carnea de pasăre care noi o consumăm și este o carne de pasăre cu culoare galbenă, nu există nici cel mai mic risc din punct de vedere al siguranței alimentelor. Chiar dacă nu trecând, e culoarea aia trecând, dată de grăsime, dată trecând, natural. De... Corect. Trecând peste acel pui galben, pui vopsit sau cum l-ați denumit dumneavoastră, eu pot să vă spun că exclus ca aceste substanțe, aceste vopsele, între ghilimele, să se aplice într-o zonă a unităților de abatorizare sau în zona de tranșare a acestor pui. Există, dar în hrănie există, sau unde se există, există, în schimb, fermieri de la nivel național care folosesc sisteme de hrănire care îndeplinesc cumulativ trei condiții. În primul rând, e nevoie de rasă specializată, e nevoie de un sistem de furajare. Și aici o să discutăm ce înseamnă sistemul de furajare și apoi sistemul de creștere, respectiv timpul până la care puiul este crescut și apoi sacrificat, pentru că se trece de la o sacrificare, să spun așa, industrială, tradițională, industrială, de la 38, 40, 42 de zile, se duce puiul la o sacrificare undeva la 56, 57 de zile. Ceea ce privește aditivii alimentari, aditivii care se folosesc în rețetele furajere, acești aditivi de la nivel național sunt autorizați, sunt avizați de a fi folosiți în diferitele rețete furajere, iar aceste rețete furajere sunt monitorizate de către colegii medici veterinari, inspectori de stat din teritoriu, astfel încât niciun produs, respectiv niciun aditiv să nu fie toxic, să nu fie periculos pentru consumator. Și nici din acest sau sub acest aspect nu există niciun risc pentru siguranța alimentelor. E bine că măcar știm acest lucru. Vreau o părere și de la Ovidiu, că nu mai avem timp. Eu vorbesc în această speță de zona de siguranță a alimentelor, dar până la ceea ce înseamnă vopsirea și așa mai departe, nu am văzut sub nicio formă, niciunde, nu am văzut un buletin de analiză care să ateste un anumit tip de aditiv care este, care dă o anumită culoare sau o anumită vopsea, mai bine spus, care se aplică
pe acei pui de carne. Iar din punctul nostru de vedere, Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, acești pui sunt siguri, sunt siguri pentru consumatorul final. Și acum, Ovidiu, te rog. Din ce cauză au făcut, au recurs la lucrul ăsta? Care ar fi explicația? Nu știu, nu știu care este explicația. Puiul galben, practic, cred că a avut aceeași culoare și când a apărut pe pământ, din două motive. Consuma ceea ce avea în jurul lui și trăia liber. Sigur, probabil că dintr-o dorință sau dintr-o zonă a marketingului fiecărui agent economic, probabil și datorită unei cereri pe piață, s-a recurs la această tehnologie. Este o tehnologie care este aprobată în ceea ce privește din punct de vedere al siguranței alimentelor. Dar pot să vă spun un lucru foarte important. În urmă cu 3 sau 4 ani, cantitățile de, așa zis, pui galben pe piață erau mult, mult mai mari. Din considerente economice, sunt foarte mulți agenți economici care au început într-o anumită perioadă acest business, dar au renunțat datorită costurilor mult mai mari pe care le aveau și, bineînțeles, prețul la raft, prețul la consumator era unul mai mare și au renunțat din acest motiv, din acel considerent economic, au renunțat la acest sistem de creștere. Bun, Ovidiu, și acum mai rămâne și considerentul ăla financiar. Acum vorbim ca de la consumator la consumator. Ce este foarte important, adaosul de substanțe nedeclarate, substanțe interzise într-un anumit aliment, și aici vorbim de carnea de pasăre, în scopul de a obține foloase economice, intră în zona fraudelor alimentare. Iar acest subiect al fraudelor alimentare este unul atent monitorizat, atât de către serviciile sanitar veterinare de la nivel național, cât și structurii specializate de la nivelul Uniunii Europene. Fraudele alimentare este o provocare pentru noi și pe acest subiect colaborăm și cu alte instituții ale statului. Bun, nu mai avem timp, din păcate, poate o scurtă concluzie, Ovidiu, te rog. Concluzia ar fi, e bine totuși că noi ca și consumatori putem sta măcar liniștiți știind că nu ne provoacă alte neplăcere acest pui vopsit, colorat sau cum vreți să mai spuneți. Restul cred că ține de autorități să sancționeze acolo unde e cazul, să prevină și să ne ofere nouă o siguranță alimentară de care avem nevoie. Îți mulțumesc, Ovidiu, vă mulțumesc, domnule Olăreu. Scurtă pauză, acum ne întoarcem cu titlurile orei 14 și o nouă rundă de dezbateri, teme externe în această ultimă oră, de la întâlnirile pe care le va avea președintele Klaus Iohannis mâine cu lideri europeni, până la ancheta care o vizează pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind achiziția de vaccinuri. Pauză, acum ne întoarcem. Titlurile orei 14, întâlnire importantă miercuri la București. Președintele Klaus Iohannis va găzdui la Palatul Cotroceni împreună cu președintele Consiliului European Charles Michel o reuniune de lucru dedicată pregătirii viitoarei agende strategice a Uniunii Europene. La eveniment vor participa premierul Belgiei, al Ungariei, Victor Orban, și al Croației. Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că a luat semnături de la Rareș Hopinca și Cătălin Cârstoiu pe lista USR pentru alegerile locale, iar în schimbul a două semnături PSD și PNL a dat și el o semnătură USR, precizând că este un echilibru corect. Premierul Marcel Ciolacu a declarat că în cazul în care, Doamne ferește, nu ajung pensiile la destinație din cauza unei greve la Poșta Română, crede că directorul Poștei va pleca. El a afirmat că a avut o discuție pe această temă și le-a transmis atât ministrului cât și directorului Poștei să se rezolve rapid situația, cât mai rapid.
Alexandru Rafila a anunțat că circa 7 milioane de doze de vaccin anticovid-19 au fost distruse sau urmează să fie distruse în perioada următoare, iar 3 milioane de doze mai sunt în depozite. În ceea ce privește procesul intentat de Pfizer pentru vaccinurile pe care România a refuzat să le mai cumpere, Ministrul Sănătății speră să se ajungă la o soluție negociată. Situație îngrijorătoare în ceea ce privește sănătatea locuitorilor din mediul rural. Coordonatorul programului Sănătatea Mamei și a Copilului din cadrul Salvați Copiii, Silvia Burcea, a tras un semnal de alarmă privind medicii de familie în mediul rural. Potrivit acesteia, 53% dintre localitățile din mediul rural, acestea nu au medic de familie sau au medici insuficienți. Tot în mediul rural sunt medici de familie care deservesc 10.000 de pacienți. Alertă la o școală finlandeză, mai multe persoane au fost rănite într-un atac armat într-o școală la Vanta, o localitate situată la nord de Helsinki, iar un suspect a fost arestat potrivit primelor elemente difuzate de poliția finlandeză, relatează AFP. Există răniți în atacul armat, suspectul se află în acest moment în arest preventiv, anunță poliția mobilizată la fața locului. Procurorii europeni din instituția condusă de Laura Codruța Chioveși investighează acuzații de încălcare a legii în legătură cu negocierile pe care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și directorul general al companiei Pfizer le-au avut pentru livrarea de vaccinuri anti-COVID, a declarat pentru Politico un purtător de cuvânt al biroului procurorului din Liege, citat de news.ro. Anchetatorii de la parchetul european au preluat ancheta de la procurorii belgieni, care o investigau de câteva luni pe Ursula von der Leyen în legătură cu interferența în funcții publice, distrugerea de SMS-uri, corupție și conflict de interese, potrivit unor documente legale consultate de Politico. Sport. Acum Dinamo a încheiat la egalitate scorul 1-1 cu Petrolul Ploiești în etapa a doua din play-out-ul Superligii. Pentru Dinamo a marcat Moura, iar pentru Petrolul a punctat Grozav în minutul 90+13. Sferturile de finală ale Cupei României încep marți cu meciul Corvinul Hunedoara, CFR Cluj de la 19:30. Partida va fi transmisă pe Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. Toate golurile și fazele importante din Cupa României pot fi urmărite în format live video pe primasport.ro. Continuăm cu informațiile meteo. O avertizare cod portocaliu de vânt puternic care vizează 19 județe și municipiul București a intrat în vigoare marți dimineață la ora 8 potrivit ANM. Vremea se va răci, mai ales în regiunile intracarpatice, unde valorile termice se vor apropia de normele acestei perioade. Va ploua în Maramureș și local în Crișana și Transilvania. La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturi maxime vom avea între 10 și 27 de grade, iar minime între 2 și 10 grade. Doamnelor, domnilor, teme externe, cum vă spuneam în această oră, de la întâlnirea de mâine pe care o va găzdui președintele Klaus Iohannis, până la alegerile din Turcia, și pe asta avem și o întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă, credeți că Erdoğan este pe cale să-și piardă din influență? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră, scurtă pauză și revenim. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, îl avem alături de noi pe Laurențiu Gheorghe, jurnalist extern. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Și eu mulțumesc de invitație. Avem mai multe teme pe care vi le propunem spre discuție. Să începem cu un comentariu general, așa, despre întâlnirea pe care o va găzdui mâine președintele Klaus Iohannis. Care sunt mizele? Da, acum nu știu să spun exact mizele și ce vor discuta, dar este o întâlnire între conducerea europeană care este la ora actuală, Belgia, nu? Și Ungaria, premierul ungar, care va prelua de la 1 iulie
conducerea Uniunii Europene, șeful Consiliului European, plus că este exact înainte de alegerile europarlamentare, deci se vor schimba și conducerile și Consiliul și la Comisia Europeană și componența Parlamentului. Deci, în primul rând, cred că vor fi aceste discuții despre momentul actual și continuitate. Cum trebuie continuată această construcție europeană. Cred că asta va fi pe primul loc în discuții și, de fapt, și oficial s-a spus că acestea vor fi discuții în principal, aceste direcții. Și din de cei care participă se vede acest lucru. Bineînțeles că acum se poate specula și pe faptul că președintele României, Klaus Iohannis, și-a anunțat că dorește să dețină, să fie, devină secretarul general al NATO, la concurență cu premierul olandez Mark Rutte. Și aici am putea să bănuim că vor fi discuții și pe această temă și, puțin extinzând, s-ar putea să fie discuții referitoare și la viitoarele funcții din Comisia Europeană, Consiliul European și așa mai departe. Cum vor fi ocupate și poate se va discuta și despre structura Comisiei, dacă se schimbă, nu se schimbă. Deci vor fi tot felul de discuții de acest tip, bineînțeles. Legat de agenda strategică, ce s-ar putea regăsi pe ea? Cred că va fi bineînțeles, dar asta este știută și ce se poate discuta la ora actuală de sprijinul pentru Ucraina și, bineînțeles, de partea astălaltă, mai mult probabil, se va discuta despre o strângere, o forțelor în Uniunea Europeană. Deci, da, și așa se vorbește foarte mult despre crearea unui post de secretar, de comisar european pentru apărare. Bineînțeles că vor fi discuții lungi și foarte grele în acest sens, pentru că deocamdată suntem toți în NATO, majoritatea statelor Uniunii Europene și sunt în NATO și alte state care nu sunt în Uniunea Europeană, vest Turcia. Deci este și această construcție care trebuie întărită, evident, și toate țările trebuie să-și mărească cheltuielile militare din NATO până la nivelul de 2%. Deci mai multe probleme, bineînțeles. Și, bineînțeles, și de strategia de pentru alegeri, pentru că sunt partide, să spunem, relativ apropiate. Chiar dacă vine și Victor Orban, el a făcut parte din cadrul popularilor. Despre viitoarea conducere NATO și despre candidatura lui Klaus Iohannis la NATO, ar putea căuta președintele României sprijinul liderilor prezenți la București pentru candidatura sa la NATO? Mă refer acum la liderii de state, nu neapărat la Charles Michel, care e liderul Consiliului European. Mă refer, nu știu, la premierii statelor respective. Da, ar putea să caute. Mai ales că Victor Orban s-a declarat mai de mult susținătorul mai degrabă al lui Klaus Iohannis pentru această funcție decât Mark Rutte. Turcia la fel a declarat că nu l-ar susține chiar nu-l doresc foarte mult și atunci s-ar putea discuta o soluție de compromis. Cine să fie, dacă nu este, nu va fi Mark Rutte premierul olandez în funcție, nu va fi secretarul general Alianței Nord-Atlantice, atunci să se găsească o soluție de compromis. Și e posibil ca compromisul să fie Klaus Iohannis, deci deja are șanse crescute. Și e posibil să discute și acest subiect, dar nu cred că va fi foarte... Cum să spun, nu ăsta va fi punctul cel mai important. Cred că ce se întâmplă în,
deocamdată interesează pe toți cu cea mai mare atenție. Și din punct de vedere economic și social, și din punct de vedere politic. Deci sunt și, bineînțeles, și evenimentele care se desfășoară cu o viteză uluitoare în jurul, în Orientul Mijlociu, în Ucraina. Bineînțeles, vor fi alegeri și în SUA, deci este un moment dificil și subiecte de discuții cred că au foarte, foarte multe. N-aș putea să speculez acum care va fi. Deci îi vedeți niște șanse reale lui Klaus Iohannis la NATO, chiar dacă marile puteri NATO, mă refer acum la SUA, la Marea Britanie, și-au declarat susținerea pentru Mark Rutte. Da, da, și-au declarat-o, dar în același timp și țările mai mici, să spunem, cu toate că Turcia este o forță în NATO, din Estul Europei nu l-au agreat pe Mark Rutte, nici Bulgaria nu o să l agreze, pentru că s-au opus integrării în Schengen. Deci Mark Rutte și-a făcut mulți dușmani în această regiune. Și secretarul general se alege în unanimitate. Deci chiar dacă sunt țări mai mici, dacă sunt mai multe, vor trebui să negocieze. Deci, bine, la NATO, acum candidaturi și proces electoral nu prea există. De regulă, până acum, asta e prima dată când se discută foarte atât de mult despre cine va fi și cum care candidează, pentru că până acum se știa, se făceau în culise aceste discuții și când se venea o propunere, era în unanimitate pentru că o acceptaseră toți. Dar acum, chiar dacă l-au susținut aceste puteri, aceste țări mari, membre NATO, nu pot să-l numească ele singure. Aici e problema. Și atunci trebuie să-i convingă și pe cei din Est. Acum, Estul, aceste țări mai mici și care erau mai puțin băgate în seamă, importanța lor a crescut foarte mult de la conflictul din Ucraina și cu Rusia. Da. Deci nu se mai poate face abstracție. Deci din punct de vedere al poziției strategice, al importanței, Polonia, România, Ungaria, Bulgaria, deci au crescut foarte mult în țările baltice. Și nu se mai poate trece așa ușor peste cuvântul lor. Fiind și în prima linie, să spunem, da, în partea de răsărit. Bun, aș vrea să schimbăm subiectul, alegeri în Turcia. Cum vedeți alegerile acestea? Iată, la un an de când a fost reales în funcție pentru al treilea mandat, dacă nu mă înșel, Recep Tayyip Erdoğan. Iată că pare că își pierde din influență, cel puțin în marile, da, orașe. Bine, în marile orașe, Istanbul era deja primar al opoziției, dar a fost victoria mult mai clară acum. Și în Ankara a câștigat opoziția și în Izmir. Eu cred că, bineînțeles, factorul economic a contat foarte mult. Da, factorul economic nu era și la alegerile prezidențiale, adică acolo nu prea a contat atât de mult și acum... Da, dar acolo, acum un an de zile când a câștigat Erdoğan, el dar și figură carismatică. A organizat acele adunări populare, a entuziasmat lumea, deci un discurs populist. Aici, la alegerile locale, lipsește carisma conducătorului, liderului, da, să spunem, și a promisiunilor. Și cei care au fost puși să candideze nu au avut această... practic, acest aplomb și acest, să spunem, tătuc de... și care prinde mai ales în mediul rural și la orașele mici, întotdeauna și în toată lumea. Și atunci acești candidați, a fost partidul, de fapt, partidul care e cam destul de tern, destul de anost,
care a, practic și-a numit candidații și a făcut campania în orașe și în, în Turcia, deci campania pentru locale. Și de aici a apărut această diferență. Unu. Doi, anul trecut până acum nu l-a crescut nivelul de trai. Din potrivă, l-a mai scăzut un pic. Deci aveau motive să fie și mai nemulțumiți. Dar bineînțeles, dar această înfrângere a lui Erdogan, în primul rând a partidului lui, n-a spune că o scoate complet din, de pe scena politică. Va rămâne un... adică clar că va rămâne liderul Turciei, dar va trebui să țină mai și seama de opoziție. Deci la număr de voturi se pare că opoziția, socialdemocrații, au câștigat cam majoritatea. Deci au trecut în frunte, în frunta partidului conservator, puțin islamist al lui Erdogan. Probabil și această abordare mai prea conservatoare, prea religioasă, probabil că îi deranjează. Și pe de unde Turcia era de la Atatürk o țară mai care nu mai ținea, nu mai era condusă de religie, începe ușor ușor sub Erdogan să o cărmească spre islam, ceea ce nu e o seculară. Deci atunci a venit prima dată și armata era la conducere. Da. Și bineînțeles s-a schimbat tot acum Erdogan, să vedem. Dar nu l-a scoate din ecuație. Și stilul ăsta autoritar, deci evident că nu și în oraș acum, și dacă ar fi alegeri din Rusia, spre exemplu, sau când au fost, cred că cele mai puține voturi pentru Putin a luat în Sankt Petersburg, în Moscova, deci în mai de centre urbane, care sunt și cele mai mai informată lumea din zonele respective. Așa se întâmplă și în Turcia, unde sunt Istanbul, Ankara, Izmiru, dar să ne gândim că sunt zonele rurale întinse, deci are o populație de cât de vreo 50 de milioane, așa pare mi se Turcia, și foarte mulți trăiesc în zone rurale, izolate, și atunci informația ajunge mai greu. Da. Nu este o dezvoltare uniformă. Da. Să spunem. Bun. Cam asta ar fi. Bun, vă mulțumesc mult de tot pentru intervenție. Și eu mulțumesc pentru invitație. Pentru timpul acordat. În minutele rămase din această oră îl avem pe Alexandru Lăzescu, analist de politică externă, alături de noi. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Domnule Lăzescu, un comentariu puțin despre modul în care pare că își pierde Recep Erdoğan din influență, cel puțin în anumite mari orașe din Turcia. Bun, în Istanbul, în general, Erdoğan a avut... El a fost primar în Istanbul, dar cu toate acestea, în general, Istanbul, care e cel mai important oraș din Turcia, are, din câte știu, aproape o cincime din populația Turciei, care, apropo de ce spunea, e peste 70 de milioane, dar, practic, Istanbulul generează cam o treime din produsul intern brut al Turciei, deci este de departe cel mai important. Este și cel mai mare oraș din Europa, care e undeva 15-16 milioane de locuitori. Deci, în mod cert, Istanbul e foarte important și pentru și în general în Istanbul Erdogan a făcut mari eforturi să... E o chestiune de, dacă vreți, sigur că Ankara e capitala Turciei, dar pentru turci, pentru Erdogan era important să reia controlul în Istanbul, după ce a câștigat alegerile, sigur, nu chiar în fanfar, dar oricum le-a câștigat ultima oară. Se pare că destul de important. Acum este un mix de chestiuni care au influențat votul. Să nu uităm că poate rezultatul ar fi fost altfel la ultimele alegeri dacă principalul opozant al lui Erdogan ar fi fost actualul
primar al Istanbulului. El a fost împiedicat să participe la alegeri și de aceea a avut o sarcină mai simplă Erdogan în alegeri. Deci vom vedea aceste orașe, în principal cele enumerate anterior, în afară de Istanbul, Ankara și Izmirul. Izmirul iar este un oraș foarte deschis și foarte, să zicem, pentru opoziție. În general, dacă nu greșesc, cred că și acum opoziția, chiar și înainte opoziția controla Izmirul. Deci avem, e clar, o erodare a lui Erdogan, dar el totuși are pârghii importante. Nu suntem în situația Rusiei, evident. În Turcia, dovadă că totuși alegerile dau niște rezultate de genul celor pe care le-am discutat. Da, totuși Erdogan are pârghii importante, controlează. În general, presa incomodă că am fost practic blocată, că am fost practic destul de... A intrat, are probleme majore să-l atace pe Erdogan. Sub pretextul campaniei aceea împotriva lui Gülen. Și atunci, sigur, că când ai un astfel de pretext, poți să te duci împotriva adversarilor politici. A fost zeci de mii de oameni dați afară din slujbe, au fost, unii au ajuns în pușcării și așa mai departe. Deci Turcia sunt alegeri libere, dar Turcia e o țară la limită, adică multe dintre instituții care sunt controlate de Erdogan. În general, un lider care de atâta vreme e la conducerea unei țări, reușește să-și consolideze puterea, indiferent de tipul de regim. Uitați-vă și la Orban, sau în general sunt dincolo de ce se întâmplă, cum spuneam, dincolo de ce se întâmplă în Turcia. Deci e complicat. El a încercat și vedeți că încearcă, are o poziție extrem de radicală față de Israel, merge pe acest tip de discurs islamist, folosind faptul că, în general, în Turcia acest discurs încă prinde. Sigur că sunt nuanțe relativ importante între opoziția, care este mai liberală, mai deschisă la sau nu atât de radicalizată din acest punct de vedere, și partidul lui Erdogan, dar totuși e o țară în care trebuie să vezi cum gestionează astfel de lucruri, la fel ca și, cum spuneam, apropo de Rusia, cineva făcea observația foarte interesantă că, sigur, e greu de spus dacă rușii chiar sunt așa, sunt foarte, chiar cei din marile orașe sunt chiar atât sprijină neapărat un alt tip de valori. În general se discută despre faptul că și de aici Navalny, de exemplu, a avut succes, că a apăsat foarte mult pe pârghia asta a corupției. Nu a mers neapărat pe tipul de discurs pe care l-a avut, de exemplu, Boris Nemțov. Sigur, m-am dus acum, m-am plimbat între Rusia și Turcia, îmi cer scuze cumva, dar sunt anumite apropieri, pe de altă parte sunt și deosebiri importante. Cred că Erdogan, și eu cred că Erdogan rămâne în continuare destul de greu de bătut, oricum are un mandat pe care de-abia l-a început, controlează instituțiile de forță și e un lider care are suficiente pârghii pentru a-și impune puterea la nivelul Turciei. Bun, mai avem 10 minute și aș vrea să mai atingem un subiect foarte important pe final. Parchetul european condus de Laura Codruța Chiove și procurorii parchetului european au deschis o anchetă, au preluat o anchetă demarată de procurorii belgieni vis-a-vis de achiziția de vaccinuri vis-a-vis de persoana Ursulei von der Leyen. Practic ea este centrul acestei anchete și știm acum tot subiectul, doar să-l reamintim puțin celor de acasă. Am văzut și în România cum a stat cu achiziția de vaccinuri. Acum și la nivel european lucrurile sunt destul de tensionate vis-a-vis de acest subiect. Sunt și niște SMS-uri, niște mesaje între Ursula von der Leyen și șeful Pfizer. Cum vine subiectul ăsta, iată, chiar acum în prag de alegeri? Da, e un subiect exploziv. El a fost cumva, acest schimb de mesaje care vorbeați, a fost deocamdată
să zic așa, protejat, nu-i dă drumul Comisia Europeană. Într-adevăr, el e o investigație care a pornit de la parchetul belgian. De fapt, mai multe investigații legate de parlamentare. A fost tot felul de scandaluri în Parlament. Apropo, de exemplu, de Qatar și de felul în care au cumpărat Qatarul influență, și toate au fost gestionate de parchetul belgian. Sigur că e o mișcare interesantă faptul că s-a ajuns aici. Ca să reamintim, apropo de ce spuneați, e vorba de un contract, dacă nu greșesc, cred că undeva în jur de vreo 20 de miliarde, care un contract care a fost practic semnat între Pfizer. Între timp el s-a mai renegociat, dar scandalul în sine, la vremea respectivă, Comisia și Ursula von der Leyen a fost extrem de lăudată de toată lumea pentru felul decisiv în care a abordat chestiunea pandemiei. Problema e că numai anul trecut s-au luat foarte multe vaccinuri. Numai anul trecut s-au aruncat, dacă nu greșesc, cred că vaccinul de aproape 4 miliarde de euro. Deci sunt sume extrem de mari. De fapt, e foarte interesant, unul dintre cei mai activi în această zonă a fost europarlamentarul român, Cristian Terheș, care el s-a zbătut destul de mult. A obținut niște documente, dar știți cum, acele documente în zone esențiale erau secretizate, adică erau acaparată informația. E interesant, cred că ar trebui să privim toate aceste evoluții și prin prisma bătăliei legate de șefia Comisiei Europene în viitor. Sigur că în acest moment pare că doamna von der Leyen ar fi favorită, dar sunt destule opoziții, inclusiv din interiorul Partidului Popular European, e vorba de zona aceea, segmentul franțuzesc de acolo, care nu e mulțumit deloc, între altele nu e mulțumit de relațiile bune dintre Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron. Pentru că e vorba de partidul care îi se opune lui Macron. Deci e complicat, să nu uităm că chiar Ursula von der Leyen, până la urmă, ea nu era în cărți pentru a obține președinția, era Manfred Weber, cel pe care l-am văzut la București cu prilejul Congresului PPI, așa că trebuie privită toată și această bătălie prin prisma... această bătălie legată de președinția Comisiei Europene și să o legăm, pentru că, vedeți, prea s-a pasat această... E de discutat acum, dacă a fost pasat la parchetul european ca să-l mai întârzie, pentru că depinde, știți cum aici, să nu uităm totuși că Codruța Chioveși a primit această poziție extrem de influentă cu sprijinul masiv a Germaniei. Deci, dacă nu era Germania care s-o sprijine, nu se întâmplă, pentru că a fost pe Germania și Franța pe partea cealaltă, până la urmă francezii au renunțat. Deci, nu-mi dau seama, nici nu vreau să fac speculații, dar e de discutat. Acum vom vedea cum curg lucrurile. Dacă ele se accelerează, lucrurile se mișcă cumva împotriva doamnei von der Leyen. Dacă ele sunt mai trenează și sunt lăsate așa să împinse mai în periferie, atunci, sigur, putem să facem și acest gen de speculații de care vorbeam mai devreme. Dar îi va fi afectat drumul? Vor fi obstacole pentru Ursula von der Leyen în drumul spre Comisia Europeană? Pentru că mulți o dau ca favorită, practic. Ea e favorită pentru că nu prea există un contracandidat vizibil. Adică în acest moment nu. În același timp există zona asta de incertitudine legată de ponderile din Parlamentul European. Sigur că se spune că conservatorii vor câștiga locuri, dar până la urmă tot o alianță dintre socialiști și Partidul Popular probabil va ajunge să guverneze. Acum depinde cât de loviți, unul din avantajele pe care are Ursula von der Leyen, că socialiștii stau destul de prost în sondaje. Renew, care în principiu a fost și el, Macron a sprijinit-o pe Ursula von der Leyen, și el stă destul de prost și sigur va depinde de acest raport de forțe în principiu. Dar e posibil ca prin acțiunea grupului conservator și nemulțumirile chiar din interiorul PPE să se caute un candidat care să fie scos din căciulă, iertați-mi expresia neacademică, cam cum a fost și doamna von der Leyen la un moment dat. Deci eu n-aș fi atât de sigur, pentru că ea are această problemă agățată cu Pfizer-ul,
cu mai ales acele mesaje, să zice, între Alfred Burla, care CEO-ul de la Pfizer, și doamna von der Leyen, mai ales că acolo lucrurile sunt mai complicate și soțul doamnei von der Leyen a avut legături cu Pfizer-ul și atunci, știți cum, indiferent dacă chestiunile astea sunt reale sau creează probleme de percepție și până la urmă doamna von der Leyen, mai ales că ea a mai făcut volte de genul ăsta ca să fie sprijinită de Partidul Popular, a trebuit să mai renunțe la zona asta de Green Deal, sau mă rog, de legislație mai radicală în zona Green Deal, și atunci, sigur, îți creezi, se joacă pe o frânghie dintre asta foarte complicată, adică e un joc dintre asta în care trebuie să mulțumești cam multe grupuri care au agende politice și interese contradictorii până la urmă. Credeți că vor exploata adversarii politici subiectul ăsta cu vaccinurile? Nu știu, de exemplu Schmidt, sau cum îl cheamă pe candidatul pentru Comisia Europeană al Socialiștilor. Cu siguranță se va fi exploatat. Mi-e greu să cred că nu se va întâmpla lucrul ăsta. Dar, încă o dată, aici chestiunea este în ce măsură poți să găsești pe cineva. Ursula von der Leyen, odată că e foarte cunoscută, ea mai are un avantaj, să nu uităm. Ea este unul dintre, mă rog, cel puțin la acest moment, depinde cum citim lucrurile, este o prezență foarte agreată la Washington. Deci a avut relații extrem, din perspectivă transatlantică, Ursula von der Leyen este agreată. Acum, lucrul ăsta poate constitui un avantaj sau un dezavantaj, pentru că sunt cercuri întregi în Europa care sunt de anti-americane, adică, dar de asta sunt foarte multe variabile pe care trebuie să le luăm în calcul. Vă mulțumesc, domnule Lăzescu, pentru intervenție și pentru timpul acordat. O zi bună, și eu vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții. Mâine la ora 12 aici la Prima News ne dăm întâlnire la ora obișnuită. Rămâneți cu bine!